Campioană europeană, mondială și olimpică, spadasina Ana Maria Popescu se află în fața unei noi provocări, a cincea participare la o ediție a Jocurilor Olimpice. Legitimată la Clubul Steaua București, Ana Maria pune la punct în această perioadă ultimele detalii pentru competiția de la Tokyo, acolo unde va evolua chiar în prima zi de concurs. Ana, ce înseamnă pentru un sportiv participarea la Jocurile Olimpice? E competiția supremă. Cred că fiecare mic sportiv care intră într-o sală de antrenament visează ca la un moment dat să ajung acolo, la Jocurile Olimpice. Pentru mine a fost un obiectiv în sine doar să ajung pentru prima dată la Jocurile Olimpice și știi cum se întâmplă, odată ajuns acolo zici, hai să trag puțin mai mult de mine, poate o să ajung și pe podium. Cumva cred că toți creștem cu acest vis de a ajunge la Jocurile Olimpice pentru că este totuși cea mai importantă competiție pentru noi toți și este atât de importantă pentru că se întâmplă atât de rar. Gândește-te că totuși trebuie să muncești 4 ani de zile să creezi o singură șansă. Nu sunt foarte mulți sportivi care sunt dispuși să tragă de ei pe o perioadă atât de lungă de timp. La 19 ani ai ajuns la Jocurile Olimpice la Atena și ai terminat pe locul 16. Cum a fost prima ta experiență de acest gen? M-am simțit ca un intrus, trebuie să recunosc. Când am ajuns la Atena, am câștigasem pe drept locul acolo. Primisem un bonus din partea Federației Române de scrimă să particip la competiția de calificare zonală. Era ultima șansă. A fost cea mai grea competiție din viața mea, iar momentul în care am ajuns în satul olimpic, țin minte că eram fascinată de sportivii pe care îi vedeam lângă mine, mergeam la restaurant cu ei, mergeam la antrenament cu ei și cu toate acestea eu îi văzusem până atunci doar la televizor. Inclusiv marii campioni ai României care erau atunci în delegație, eu nu le văzusem niciodată în carne și oase, nu știu, pe Elisabeta Lipă, pe Georgeta Andrunache și eram așa fascinată de tot ce se întâmplă. N-am contat foarte mult în competiție pentru că lipsa de experiență, da, și-a spus cuvântul, dar am reușit o mare victorie eliminând favorita numărul 2. După aia resursele mele s-au terminat și așa s-a încheiat povestea mea, dar tot atunci în mintea mea a încolțit acel vis, acea dorință de a ajunge la un moment dat pe podiumul olimpic. 4 ani mai târziu la Beijing ai urcat pe podium, ai luat argintul. Ce reprezintă pentru tine această medalie? Beijing a venit cu un plus de experiență pentru mine, deja căpătasem o anumită constanță. Eram eu de această dată favorita numărul 2 și țin minte la unul dintre antrenamente, dacă nu chiar în ziua competiției, antrenându-mă, încălzindu-mă cu Brita Heidemann, chiar glumeam spunând că poate așa o să arate finala și așa s-a întâmplat, doar că din păcate eu mi-am consumat toate resursele, în finală n-am putut să fac față. M-am mulțumit cu medalia de argint, deși cumva în România toate ziarele titrau și țin minte și acum cum Ana Maria Brânză a pierdut medalia de aur. Dar parcă nimeni nu observa medalia de argint pe care eu consider că am câștigat-o atunci. Aurul nu aveam cum să-l pierd pentru că nu fusese niciodată al meu. Am reușit pe podium să fur preț de câteva secunde medalia Britei cât să am o poză cu ea și tot atunci mi-am promis că într-o zi voi ajunge și pe prima treaptă a podiumului. Jocurile Olimpice de la Londra s-au încheiat dureros pentru tine și echipa de spadă. De ce crezi că a tratat atunci prezența pe podium? Pentru că atunci fiecare dintre noi a vrut să facă puțin mai mult. Era pentru prima dată când eram acolo cu echipa, era pentru prima dată când eram cu adevărat în lumina reflectoarelor, deși câștigasem ultimele două ediții ale campionatelor mondiale în proba pe echipe. Cred că atunci am fost orbite puțin de lumina reflectoarelor și fiecare a încercat să facă puțin mai mult pentru echipă. Am ieșit din scenariul nostru, din planul nostru. Fiecare a încercat să ia meciul pe cont propriu și ăsta a fost deznodământul. A fost un moment foarte greu pentru noi. Țin minte, următoarele zile după competiție ne era rușine să ne uităm una la cealaltă. Colegii noștri din delegație ne aduceau mâncarea în cameră pentru că nu eram în stare efectiv să dăm ochii cu nimeni. Încă eu cel puțin personal port cu mine eșecul de la Londra. Am acea imagine cu mine îngenunchiată și lăcrimată lângă marginea planșei. Imagine care totuși m-a motivat preț de 4 ani de zile pentru că nu puteam să accept că așa se termină povestea. Medaliată cu argint la individual la Beijing 2008 și cu aur cu echipa la Rio de Janeiro 2016, sportiva în vârstă de 36 de ani speră ca Tokyo 2021 să-i aducă o nouă clasare pe podium la competiția supremă. Și după alți 4 ani la Rio ai luat aurul cu echipa. A reprezentat experiența din Brazilia Everestul pentru tine? Dacă ar fi reprezentat Everestul, nu mai eram acum în sala de antrenament, probabil.
Rio a venit, nu știu, cu cel mai frumos final pe care îl puteam scrie împreună în această formulă de echipă. Totuși lucrasem atâta vreme împreună, cucerisem atâtea medalii și ne lipsea exact medalia cea mai importantă. Deși am plecat în Brazilia conștiente, fiindcă putem să obținem o medalie, cred că fiecare dintre noi îndrăznea să creadă foarte puțin în acel aur, dar uite că, așa cum ne plăcea nouă să spunem, s-au aliniat toate planetele, tactica a funcționat, fiecare a știut ce are de făcut și am reușit să obținem acea medalie de aur, care pentru mine n-a fost neapărat de ajuns, pentru că am simțit că încă mai pot, încă mai am un cuvânt de spus și cel puțin până în momentul de față pare că nu m-am înșelat. Ce ați avut în plus în Brazilia față de cele trei super echipe pe care le-ați depășit, Statele Unite, Rusia și China? Greutatea eșecului de la Londra. Deși în primul meci cu America, acel meci l-am tacticizat atât de mult încât era să ne coste. După ce am trecut de acel prag, am reușit să ne facem jocul nostru. N-am mai avut nimic de pierdut. Meciul cu Rusia din semifinale, de exemplu, pe ele le vedeam exact cum am fost noi la Londra. Era toată presiunea, toată apăsarea pe umerii lor, tot așteptam să revină meci, diferența creștea considerabil în favoarea noastră, nu s-a mai întâmplat acest lucru, iar în finală, la fel, China era campioana olimpică în titlu, ele aveau ceva de pierdut, noi nu aveam nimic, eram doar acolo, știam că au palmares favorabil împotriva noastră și, așa cum se spune în sport, să-ți fie frică de omul care n-are de pierdut. Ne-am jucat șansa până la capăt și am câștigat. Urmează Jocurile Olimpice de la Tokyo. De ce anume are nevoie Ana Maria Popescu pentru a urca pe podium acolo? De entuziasm și de bucurie și de puțină liniște aici. Scrima o știu. Scrima pe care o știu nu-mi o ia nimeni până atunci, n-am cum să o uit. Trebuie doar să fiu liniștită. Trebuie să fiu liniștită. Muncesc zi de zi deja de prea mulți ani pentru această competiție. Cu siguranță Tokyo va veni cu multe surprize. Nivelul, din ce am observat eu la ultima, de fapt singura competiție pe care am avut-o într-un an de zile, este destul de jos. Asta înseamnă că o să avem parte de surprize la Tokyo. Sper să nu fiu eu surpriza neplăcută, dar vom vedea. Ierarhia mondială, cum arată acum, din punctul meu de vedere, nu mai are nicio relevanță. Contează probabil și experiența va conta acolo, dar cel mai mult va conta ziua. Jocurile Olimpice de la Tokyo se vor desfășura în perioada 23 iulie-8 august.